Fostul ministru al sănătății, Patriciu Achimaș, fost manager al Institutului Oncologic din Cluj, este acuzat că a refuzat donația unui aparat de brahiterapie în valoare de 400.000 de euro. Informația a fost lansată public de deputatul USR Manuel Ungureanu cu ocazia vizitei de acum câteva zile a președintelui Iohannis la Institutul Oncologic din Cluj. Mai sunt două ore până va intra președintele pe moșia lui Alexandru Irimie, cel care alături de Patriciu Achimaș, fost ministru al sănătății, au refuzat în anul 2013 dotarea acestei instituții cu un aparat de brahiterapie în valoare de 400.000 de euro, Donația din partea Asociației Dăruiește Viața, organizație condusă de două doamne extraordinare, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, a scris deputatul Emanuel Ungureanu pe Facebook. Ziar de Cluj a continuat investigația jurnalistică și a stat de vorbă cu una din cele două doamne care a povestit ce s-a întâmplat atunci. Noi aveam niște bani strânși pentru un proiect de radioterapie, nu ne ajungeau pentru un aparat întreg și aflasem că la Cluj este nevoie de un aparat de brahiterapie, motiv pentru care am venit la Cluj și am discutat cu domnul Achimaș, care era atunci manager. La prima întâlnire a fost extrem de încântat de idee și că am putea face acest proiect. A relatat doamna Gheorghiu, fondator asociației Dăruiește Viața. Între timp, fostul manager al clinicii de oncologie s-a răzgândit. Mai trebuiau însă niște bani și ne-a mai spus că mai avea nevoie și de aproximativ 100.000 de euro ca să înlocuiască niște piese la un aparat deja existent. Noi am propus să facem o campanie în cadrul căreia să le cerem oamenilor din Cluj să ni se alăture și să fie o campanie pozitivă. Inițial a fost de acord că așa vom face. Noi am discutat cu ProTV ca să facem campania și am propus să filmăm aparatul ca să le arătăm oamenilor pentru ce le cerem bani. În ziua în care echipa de filmare a vrut să meargă să filmeze aparatul, Achimaj nu i-a primit. Eu l-am sunat și am spus că este vorba despre fix ceea ce vorbisem cu câteva zile înainte. El mi-a răspuns că nu i-am citit CV-ul înainte și că. Cu această țigăneală românească nu este de acord și mi-a închis telefonul în nas, a mai afirmat Oana Gheorghiu. Reporterii ziar de Cluj și Siena au încercat să obțină un punct de vedere despre acest eveniment de la fostul manager Patriciu Achimaș, dar acesta nu a vrut să stea de vorbă cu colegii noștri.